am vrut să vă ajungem, să vă aducem o expoziție frumoasă, cu niște lucruri colorate și care să fluture la fel de frumoasă ca și locul unde a fost proiectat pentru noi ceva frumos, pornește și de la aspectul ăsta decorativ, împrumutat de la covoare care sunt în tradiția atâtor popoare din Europa. Și pline de culoare, pline de flori și de decorativism ăsta eventual simplist, primar. Este în același timp o tradiție orientală care vine din răsăritul chiar Europei, chiar dincolo de Europa, și ajunge, după cât cred eu, chiar și aici, la capătul Europei. Însă fiecare lucru frumos ascunde o contradicție sau chiar lucruri neplăcute, rușinoase, chiar lucruri care intră în contradicție cu frumosul. Nu mai găsesc posibilitatea de a exprima ceva de la început și până la sfârșit frumos, în sensul vechi al esteticului, al noțiunii estetice de frumos. Și expoziția începe cu aceste cortine, aceste perdele din care este făcut un cort al organizat de guvernul din Irak pentru o întâlnire cu americani. Și această imagine m-a inspirat pentru a face și eu un cort în care totul să fie decorat, plin de flori și, deci, plin de intenții frumoase și de intenții de înțelegere între puncte de vedere depărtate între ele. Occidentul și Orientul nu se înțeleg nici până acum și nici în trecut nu se înțelegeau complet. Exista de exemplu, în secolul XIX, Orientul era considerat că nu-și scrie istoria, că nu știe chiar să scrie istoria, că o confundă cu basmele și că este o civilizație primitivă și sigur, lucrurile s-au schimbat în timp și punctele de vedere s-au apropiat și s-au reîndepărtat. Speranța mea prin acest amestec de oriental și de occidental, în care Occidentul, să zicem, e prezent prin acest mediu al fotografiei și acest mijloc spațial care imită spațial tridimensional, așezat în rama asta bidimensională, care este latura orientală. Deci speranța mea este că șocul ăsta între civilizații să se atenueze. Și, mă rog,
ceea ce fac eu și, și locul de unde vin eu, țara de asta, România, e un exemplu, pentru că ea stătea la marginea imperiilor între Habsburgi și otomani. E un exemplu de digerare a, într-un singur obiect a două intenții diametral opuse. Cea decorativă și cea spațială. Există și imagini de în care renunț la orice ramă, orice prezentare anti, de, care vine înainte și în fotografiile în care se vede ce fac în viața de zi cu zi, se poate vedea că de fapt nu țin la un aspect care să convingă prin frumusețe, prin perfecțiune fotografică sau prin mijloace excepționale. Pentru mine fotografia este un mijloc relativ simplu de obținere de imagini, imagini mărturii, martori, indiferent de calitatea lor, să vede ceea ce vreau și nu vreau să fie îngreuiate de calități fotografice, să fie simple, să trimită direct la mesajul pe care îl dă corpul meu existând, trăindu-și viața pe care o mi-o acordă întâmplarea. Și eu profit de această întâmplare ca să pun lucrurile la punct, să muncesc, să repar, să restaurez când e vorba de pictură murală. Și îmi găsesc sensul existenței mele proprii.